Ministerul Educației și Cercetării facilitează accesul rapid la informația tuturor celor interesați de contextul educativ și sanitar în care se va desfășura activitatea didactică în anul școlar-universitar 2020-2021 prin linii TELVERDE. Prima linie telverde 0800 672031 va fi pusă la dispoziția elevilor, studenților și părinților în vederea obținerii de informații privind reluarea sau desfășurarea procesului instructiv-educativ, în timp ce a doua linie tel verde... 0800672032 va fi destinată reprezentanților unităților de învățământ preuniversitar de stat și administrației publice locale, cu scopul de a oferi consultanță în materie de accesarea fondurilor europene, prevăzute prin Ordonanța de urgență guvernului 144 din 2020. Aceasta reglementează modalitatea de acordare de sprijin tuturor unităților de învățământ preuniversitar de stat, care vor să aplice pentru achiziția de tablete pentru Us școlar, cu acces la internet, precum și pentru alte echipamente sau dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul online și achiziția de echipamente de protecție medicală, dezinfectant și containere sanitare mobile, achiziții decontate prin fonduri europene. Ambele linii telefonice, gratuite, vor funcționa de luni până vineri în intervalul orar 8-16. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Maramureș reamintesc faptul că Ministerul Educației și Cercetării a lansat recent și portalul educațiacontinuă.edu.ro, mijloc de informare directă complementar pentru actorii din Sistemul Național de Învățământ elevi, studenți, părinți, cadre didactice, precum și pentru alte categorii de public. Pe acest site sunt agregate toate documentele emise de către Ministerul Educației și Ministerul Sănătății pe această temă. Norme, ghiduri, regulamente, metodologii, dar și alte documente din același areal tematic, grupate pe cicluri de învățământ sau arii de interes.